Așezământul social al parohiei Sibiene Valea Aurii a fost binecuvântat astăzi de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. Evenimentul a început cu sfânta liturghie săvârșită pe un podium amplasat în curtea bisericii. Căminul are 9 camere unde va primi pe cei care sunt rânduiți ca să primească binecuvântarea și sprijinul și ajutorul, binecuvântarea lui Dumnezeu, ajutorul și sprijinul bisericii și a comunității din această localitate, din acest cartier, pentru viața lor, pentru încununarea vieții lor alături de Dumnezeu, în dragoste și în bucuria aceasta a locuirii alături de Hristos și de biserica sa. Lucrarea socială desfășurată de părintele Simion Săsăujan în cartierul Valea Aurie din Sibiu a început în urmă cu 20 de ani la demisolul bisericii, unde 38 de copii proveniți din familii defavorizate primeau o masă caldă și meditații gratuite la diferite discipline. Odată cu ridicarea noului centru social, numărul beneficiarilor mici a crescut, iar la etaj au fost amenajate 9 camere destinate vârstnicilor. A fost și o zi dedicată familiei mele, pentru că eu astăzi am împlinit 77 de ani și în aceste zile următoare voi împlini 50 de ani de preoție și 50 de ani de viață familială. Socotim că nu vom rămâne pe loc și mergem înainte cu alte proiecte. Am avut 3 proiecte, să oferim copiilor iubire, am avut un proiect Centru de Sprijin și Asistență pentru Copii și Familie și am avut un proiect pentru vârstnici legat de asistență socială la domiciliu. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu i-a acordat părintelui Simion Săsăujan distinția Crucea Șaguniană ca recunoaștere a activității sociale pe care o desfășoară în această parohie. Cu acest prilej, ierarhul a dăruit bisericii o părticică din moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna.